Dragul meu maestru, pot să-i spun așa, am auzit în studenție chiar înainte, atunci când eram la liceul de muzică, primul sunet al madrigalului și am considerat că este de o muzicalitate extremă, numai un om cu o sensibilitate extremă poate să creeze așa ceva, chiar dacă de multe ori este el așa mai dur, bineînțeles că trebuie să fii dur, pentru că altfel nu poți să ai întotdeauna rezultatele bune, trebuie să fii dur cu tine ca să poți să fii dur și cu ceilalți. Îi mulțumesc pentru toată splendoarea de sunete și de muzică pe care mi-a dăruit-o până acum. Să dea Dumnezeu să ne reîntâlnim. Mai mult ca sigur că o să mai colaborăm, am așa antene foarte pozitive. Doresc să fie sănătos, să fie voios, plin de dragoste pentru cei din jur și cei din jur să-i dăruiască în același mod. Și să fie în familie, bineînțeles, eu n-am să uit niciodată că are un fiu foarte talentat pe Ion, împreună cu soția lui să fie fericit și cu nepoți și cu toată lumea și să știe că există și un alt suflet și un alt om pe nume Angela care îl iubește foarte mult. Mua!